Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Culiță Sterp a trecut prin clipe de coșmar, după ce s-a trezit închis în cameră la o nuntă. Nașul a început să-i facă avansuri și voia să-i ofere o noapte de neuitat. Bărbatul era dispus să-i dea și bani manelistului pentru a-l convinge să împartă patul. În cadrul unui podcast, cântărețul a povestit o experiență care l-a băgat în sperieți. În urmă cu ceva vreme, artistul a fost invitat să cânte la o nuntă. După ce și-a terminat prestația, nașul care trebuia să-l plătească l-a invitat într-o cameră. Ce a urmat după aceea l-a neliniștit teribil pe manelist. Nașul era așa. Dar nu știu cum. Era căsătorit, avea copii. El trebuia să-mi plătească banii pentru nuntă cât am cântat și a zis, vii și tu în cameră cu mine. Că trebuie să-ți dau banii. Mi-a zis exact așa, ce faci? Vii și tu cu mine până în cameră să-ți dau și eu banii. După ce a mers în cameră cu nașul care avea să-i plătească prestația, bărbatul a început să-i facă avansuri. Văzând că manelistul nu se lasă așa ușor, s-a oferit să-i dea 500 de euro pentru o noapte de amor. Eu tot am vrut să-ți zic, tu ești foarte frumos și mie tot timpul mi-a plăcut de tine, te-am apreciat. Uite, îți pun acolo niște bani în plus, 500 de euro, dar rămâi un pic, i-a spus nașul lui Culiță Sterp. Norocul lui Culiță Sterp a fost că fix atunci, nevasta bărbatului a bătut la ușă. Așa a reușit să scape manelistul. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.